Astăzi, 15 octombrie, reprezentanții Muzeului Național al Banatului propun să ne amintim de o zi legendară pentru sportul românesc. În 1964, la Tokyo, o timișoreancă cucerea lumea. Iolanda Bala Sutter, născută pe 12 decembrie 1936 la Timișoara, ridica ștacheta la 1,90 m, câștigând al doilea titlu olimpic la săritura în înălțime și stabilind un record olimpic impresionant. Cu 156 de victorii consecutive și 14 recorduri mondiale în palmares, Iolanda Balaș a fost neînvinsă timp de 9 ani, între 1957 și 1966. Povestea s-a început în Timișoara la Clubul Sportiv Electrica, dar a ajuns pe cele mai mari podiumuri ale lumii, demonstrând că voința și talentul nu cunosc limite. După retragerea din competiții, nu a abandonat sportul, ci a condus Federația Română de Atletism între 1988 și 2005. În 2010 a fost decorată cu Nihil Sine Deo de regele Mihai I pentru meritele deosebite în sportul românesc. Din 1999, Timișoara o onorează ca cetățean de onoare. Iolanda Balaș Sutter ne-a părăsit în 2016, dar ne rămân inspirația și performanțele ei, un reper greu de egalat în istoria sportului.